Înseamnă că noi, pregătirea pentru cină, care înseamnă pregătire pentru cer, că de fiecare zi noi trebuie să ne pregătim pentru a întâmpina pe Domnul nostru și pentru a sta la masă împreună cu El, ține de relația cu mielul, cu Domnul Iisus Hristos, apoi ține de relația cu familia noastră. Pentru că cei din casa noastră ne știu tare bine cât de pocăiți suntem. Aici toți suntem sfinți. Mult pe fețele noastre, toți avem o față bisericească, foarte frumoasă. Dar din casa noastră, cel mai apropiat ni-i soția sau soțul și ei ne știu cât de pocăiți suntem.